mami, ai venit de la școală! A fost o glumă, eu am mers la școală. Dar tu ai închis poarta. Eu am fost la școală. Eu. Nu tu. Eu, mulțumesc. Eu am fost. Și tati a zis că o să-mi iau un... Bițel. Un bițel, așa mic. Dar tu l-ai pe al negru și îl vreau acela roșcovan, da? Eu îl vreau pe roșcovan. Tu l-ai pe negru. Că ești îmbrăcată în negru. Și tu, un galben, ai și returile desfăcute. Cum le fac? Alisuța? Da. Ce faci, dragă? Bine. Ai fost la școală? Da. Bravo. Mami, azi am făcut sport. Ai făcut? Da. Și? Adică nu, colegii mei, că nu știu unde sunt. Adică. N-ai avut dat, deja de schimb. Da, dar colegul meu, Robi, și n-a făcut, era supărat și m-am jucat eu un pic cu el, l-am gâdilat și după am gâdilat și pe mine și nu era supărat. Da? Uh-huh. Robertuțu. Robertuțu? Cel mai talentat copil în școală. Le-am făcut un mod și am dus jos masca și se mânea un bebeluș. Da. Și după aia i-am făcut freza. Robert are părul mare. Da. Părul mare și creț și blond. Ai văzut ce frumos e? Mm. Un superb. Și în plus e cel mai deștept din clasă. Da? Nu știe de toate. În cătinița mea mi-a mâncat câteva dulciuri. Haideți pe leagăn. Unde? Acolo. Nu, mai hai că reveni mai târziu, că să te schimbi și tu, să mă schimbi și eu. Da, scad. Da. Plăsuța pufoasă. Căciulița mea. Căciulițele le-a primit anul trecut de la o doamnă. Ce? Căciulița ai primit-o de la o doamnă. Și încă una galbenă simplă și mai multe. Da, căciulița mea pufoasă. 4-5 chiar. Foarte pufoasă. Mami, știi ce vreau să-mi iau? Vreau să-mi iau seif care să-mi pun... Să-mi pun aurul, banii și, nu știu, telefoanele. Doamne, mai e până la seif. Sau un seif care să-mi pun... Vrei să lucrezi la bancă când o să fii mare? Da, nu. Nu? Vreau să fiu avocată. Avocată? Să scap toți țiganii de la pușcărie, nu? Uh-huh. Prima o să fie bunica și cu bunicul și după aia... E, scapă până te faci tu. Dar nu vrei tu mai bine doamna procuror? Aia vreau să zic. Sau domnișoară procuror. Aia vreau să zic. Și am zis din greșeală... Da, procuror. Dar ce trebuie să faci procuror? Nu știu. Înveți. Faci studii. Te duci la facultate. Da. Ești în stare. Da. Da. Cu o voce speriată. Hai, revenim mai târziu, da? Pa! Pa! Nu, stai! Uitați ce ne-a adus doamna Olga, mama lui Andreea. Ce e și bunica? E bunica, punem farfurii, servește. Da, da, cu laula asta. Păi da. Trebuie, nu? E obosită femeia. Hai bine și la bibliile anul ta, doamna Ioana. Ia uite ce ne-a adus bunica mândra. S-a plăcut eu. S-a cum le zice că am uitat? Păi, dar prieteni. Nu știu, eu nu știu cum se numește. Dar se mână? Cătină. Prieteni, după cum v-am zis, eu o să-mi fac temele. Eu acum am la pagina acesta. Mi-am trecut eu. Nu, nu la aceasta. La aceasta. Aici am scris în clasă, eu am o inimă mare, aici trebuie să scriu, eu am o inimă, un măr auriu. Ați văzut și voi, am scris mai azi dimineață când a venit, eu am. Și acum o să scriem. Continuarea, nu? Da, continuarea.
Așa. Dar nu ți se pare că stai prea aproape? Mm. Așa. O. Eu la un moment dat mă pricep să îl desenez. Gata. Zăr. Alina a greșit, nu trebuia să scrie O. Trebuie să scrie un. Da, emoția, Alina. Terminat. Aici, din greșeală, am făcut un O. Asta este greșeală. Și trebuie să scriu un N. Ridică-te mai sus. Până acum scrieți bine, mama? Da. Bravo. Eu, ca să știu și să mă concentrez, eu trebuie să, nu știu, de mai multe ori să citesc, dacă, ca să știu eu dacă am, dacă am scris bine. Foarte bine. Așa. Dar ridică-te. Măr. Prieteni, să știți că eu nu prea pot să-mi filmez acum la teme cum fac, pentru că am aici la comunicare și să scriu aceste propozițiile și la E. Și mai am și la matematică și nu pot să-mi filmez pentru că am emoții când mă filmez și fac temele. Atunci revenim după. Da. Prieteni, știu că acum o să mă criticați că nu am birou, dar noi așa suntem la țigani. Avem mase și facem temele pe mase, dar totuși, în curând, mami o să-mi cumpără un birou. Și azi, la școală, doamna de două ori m-a pus să scriu la tablă. Yeah! Și eu niciodată n-am scris la tablă. Că nu m-a pus doamna, dar azi am fost și eu norocoasă. Și să mai vă spun ceva, eu știu să scriu data. Și mama nu știa că eu știu să scriu data. Și ce crezi, ce zice mama? Alina, dă să scriu eu data, că tu nu știi să scrii data. Și eu am zis, mami, lasă că o scriu eu, că și în clasă mi-o scriu singură data. Și am scris-o și mama a rămas uimită. Chiar sunt uimită. Nu mă gândeam să scrie ea și știe unde. Și a scris-o frumos. Eu zic că este frumos. Da, să vă spun că cred că prietenii nu o să înțeleagă. Eu ieri am lipsit și ieri a fost data 17 a 11 a 2021. Și asta a fost ieri și am lipsit și așa că eu... și așa că am scris data de ieri, pentru că ieri am avut tema cu dar eu am lipsit. Și așa că o să fac azi. Începem cu A, E. Este un fel ca un A, dar are o mică diferență, doar care cățiulița sus. Atât. O să încep să scriu toate acestea. Am două rânduri de făcut de E. Alina, da, engleză știi? Da. O să spun acum culorile. Păi lasă culorile, știi să numeri. Să zicem că da. Să sperăm că nu. Da. Știu acum câteva numere. 1, 2, 3, 4, 6. Eu nici atât nu știu engleză. Nu știu, i-a numărat doar... Doamna mea de engleză este
este tânără și nu vrea să-i spunem bună ziua. Și așa că îi spunem bună. Și adică cum îi spui? Teacher, hello! Când intră în clasă. Teacher, hello! Acum, mami, trebuie să trec la treabă, la teme. Că nu o să le mai fac și ea, așa că na. Haideți să vă arăt și vouă cum îl fac eu pe... Da, ridică-te. Scuze. Așa. V-am mai zis. Seamănă ca A, dar este o... Știe mică... lumea, știe, mami. Este o mică diferență. Căciulița de Moș Crăciun au glumit. Când o să faci scrisoarea? A, nu știu. Chiar de Moș Nicolae. Nu știu. Așa, vreau să fac... Săptămâna viitoare o facem. Cred că fac așa, mai de aproape. Câteva zile înainte, nu? Da. Că nu mă lăs să fac așa de repede. Oricum tata n-are timp acum să se ducă să se întâlnească cu Moș Crăciun, să-i dea... Scrisoarea. Scrisoarea, da. O punem în poștă și o duce poștaș. Marian. No, vreau tati. Nu știu dacă l-am făcut bine pe această primă. E bine. Nu știu. Mai încearcă. Încercăm. Ridică-te. Oricum, niciodată lumea nu reușească să facă prima literă. Reușește. Să reușește. Ceva, nu știu, prima dată. Nimeni nu poate. Al doilea, poate că al doilea sau al treilea, al patrulea. Nu știu. Asta, cred că l-am făcut un pic cam vinișor, să zicem. Prieteni, cam atât a fost cu vlogul acesta. Nu uitați să dați un mare, mare like și să vă abonați. La revedere!